cu tot nucleul respectiv, să te duci cu matca, nu cu o singură ramă. Chit că ai luat două rame în altă parte, nu știu ce. Dar acum, acolo unde te duci în fosta albina ei, te duci cu tot nucleul ăsta, care are matca și te lipești de cealaltă. Și cum o faci? Cum am făcut eu aici? Da, cu o ramă pe care o zdrelești, zici că n-ai dat la centrifugă, n-ai tu centrifugă cu toate chestiile astea, n-ai rama asta, dar ai o ramă cu miere pe care o scuturi și o zdrelești un pic, adică cu pieptul o curăți un pic, o curăți, o dai căpăcele la câteva deoparte, mirosul acela de miere să le îmbiete și să el s-a pus de treabă să-l accepte. Ălea de pe o parte, astea de pe o parte și până se uniformizează mirosul și va fi bine. Mai faci tu un pic de cu ceapă și cu un pic de apă și zdrobești o ceapă și ca miros stropește pe acolo peste ele. Deci iei toate măsurile ca să nu ceau moale. Asta ar fi grozav. Ia uite mă ce-i face. O înghesuie. Vezi? Nici acum nu l-am acceptat. Da. Pe matca asta, care nu e împerecheată, i-au stat, și i-a trecut perioada, că a stat mult în bigudiu. Și cred că îi spune, ce să facem cu tine? Tu nu mai ai niciun gând de ieșit la plimbare. Și uite o agață. Da, lucru interesant că nu a omorât-o probabil încă. Păi până când o lămurește, nu se lămurește treaba cu ea, nu mă pot veni cu matca cealaltă. Da. Mi-e teamă, știu în ideea care o are de a înlătura, de a înlătura pe asta, să nu s-a găsit cealaltă. Așa că o mai las să își rezolvi problema. Deci, vedeți, dragilor, a reușit nucleul de aici. La fel am procedat și cu nucleul din partea asta. Să vedem și pe ăsta cum se prezintă. Ia să urmărim. Tot așa, cu multă grijă, să nu cumva să atingem și să... Asta este rama pe care am adus-o din nucleu. Vedem o proaspete, o ramă mai necăjită. Asta mi s-a întâmplat anul ăsta, am avut niște faguri, dragilor, și pun parafină foarte multă și atunci curge și se face burtă. Deci fagurile și atenție un pic la pusul sârmei, vezi? Aici este și greșeala celui care a pus-o. Da. Pentru că nu a îngropat cum trebuie sârma și atunci ea o s-a boltit pe partea aceea. Deci de aceea trebuie făcută treaba cât se poate de atent, nu ne bate în joc. Apar ramele și este gheboasă și până la urmă nu s-o ele, când le vezi gheboasă și așa necăjite. Albina de acolo, pe unde poate depune ou, da? Vai de steaua ei, că nu e deloc mulțumită. Asta este o ramă care am dat-o la centrifugă și pe care o curățat-o. Vezi, ea a fost mai... n-a fost așa distrusă. Încât aproape au și avut câteva celule de puiet. Vezi, am ecluzionat, da? Să căutăm matca acum. Problema este dacă matca a fost acceptată sau nu. După părerea mea, a fost acceptată, dar trebuie să vedem cu ochiul nostru. Nu viu cu rama asta cu puiet peste ea. Știi de ce? Nu viu peste asta. Până la urmă ar accepta așa, iar place ideea că îi aduci puiet să-l întărești. Mi-e teamă că nu cumva albina asta care o aduc aici, să aibă mirosul măcii acelea de bază și să agățe din matca de aici. Dacă însă scuturi și ați viu numai cu puietul, e altă treabă. Și cred că asta însă își fac. Deci am să aduc aici numai puietul, adică albina care e puietul căpăcit. Nu uităm nicio clipă ce ne-am propus noi, vrem să vedem dacă matca o găsim. Iarăși aici este o
un fagur foarte bun de ouat, îi trebuie puiet, îi trebuie tineret, n-are matca curaj aici să apuce de treabă, că n-are cine întreține puietul. Deci îi trebuie puiet. Cred că fac lucrarea care ți-am spus, o ții, se scutură acum. Dar ea e liniștită. Eu aseară i-am introdus matca. Sper să fi fost acceptată, că, Doamne, că aș suferi mult dacă s-ar întâmpla o chestie de asta. Și m-aș întreba de ce n-a fost acceptată, ce motiv a avut, doar nu a avut matcă. Iată, de pe rama se ecluzionează acum. Deci un semn bun. N-ai văzut-o pe acolo? Nu văd. Ba da. Ai văzut-o? Ba da, aici. Hai, bravo. Bravo. Vine pe partii chiar aici în colț. Între fagul și lemn. Așa. Acolo, dacă nu sunt... Vezi? Da. Lasă. Matcă frumoasă. Da. Oh, a fost acceptată, ce mă bucur. Așa așteptam să fie. Vreau să văd dacă am și început să ouă pe aici. Asta ar fi grozav, să nu fi întârziat deloc. Nu văd ouă. Dar e o ramă la care se ecluzionează acum, vezi? Da. Deci îi vine ceva tineret. Da, îi vine ceva. S-ar putea să agățe singur, să nu mai fi nevoie să facem intervenția cu rama cu puieta aceea, să o folosesc în altă parte. La un... o pot duce la o altă familie, la un nucleu, în care, unde matca ouă deja, are grupul de ei tot, iar asta care pun cu tot cu albină, o să o pun după o ramă cu data la centrifugă, să apucă de din ei și pe stânga și pe dreapta, și asta și cealaltă, și atunci se uniformizează. Și foarte ușor. Dacă vreau să nu risc deloc, scutur albina și duc numai puietul căpăcit, da? Ecluzionează. Dar nu risc, nici invers dacă fac, dacă pun și o ramă cu, da? O ramă cu... Neapărat pus după o ramă, da, care fără la centrifugă. Așa. Neapărat pus. Neapărat, da. Atunci lucrarea este 100% sigură. Acum... să facem așa, ușor. Ăsta pornește la treabă foarte repede, că își formează acum cât de curând albina. Nu știu dacă și-a format, are ceva albină, vreo două, trei acolo, dacă mă întrebarea este dacă intră și iese albină ceva. E, dragilor, și acum spuneam că nu risc să aduc o matcă aici, dintr-un înmulțitor, pentru că e teamă să nu o omoare. Nu mai văd ghemul, înseamnă că matca a fugit pe undeva. Hai să o vedem acum. Bine ar fi să fi fugit pe ordine și să fugă din stup, să scape de balamuc. El caută, vezi, faptul că se mișcă altfel decât celălalt. Da, s-a agitat. Mai agitat, da. Deci unde ești că ți-au capul? Unde ești că... Te-am avut, acum așa, nu mai ești. Ai dispărut, unde ai dispărut? Ea se întâmplă să fie agățată din picioruș pe undeva și dacă țipă, cred că le înjură, știu eu ce se întâmplă atunci. Se enervează, mă! Se enervează, tai de mine și sar când țipă ea, așa. De-aia țipă, cred că de necaz că o agață și nu o lasă să meargă. Fuge și ea, simte ostilitatea, fuge și ea pe acolo, să-mi vâlmășesc albinile, țip. Și problemă pe capul lor. Dacă nu mai găsim, o să punem, așa cum am spus, aici avem puiet la ecluzionare, aici se așează foarte bine asta, da? Deci o să fie un nucleu bun. Cum am matcă-i trebuie lui ăsta?
Mi-e teamă să nu fie acceptat, să zic, băi, am tot strâns-o, am tot chinuit-o. Dar avem soluții? N-avem. Păi, s-o lăsăm. S-o lăsăm, da. Și o lasă, asta nu mai este la împerecheat, s-a apucă de ouă, s-o ouă, nu, ouă nefecundate și în final ies numai trântor. Și din ce-l vezi tu, nu, să pornească bine, pornește foarte prost. Așa că, în momentul în care vii cu o matcă împerecheată, nu mai ai probleme, știi, sigur că lucrarea e bună. Nu văd. Ia. Iau și aude. Plânge o agăță din picioare. O dat drumul la niște boți pe acolo. Deci, de la nivel de ou, nu-i de la nivel de ou. Ea te plânge asta. Își dă seama că lucrurile sunt complicate. Ei, ne reușește să aducem matca. Dacă pot îndepărta pe aceea, atunci am șanse să primească rapid una împerecheată. Să vedem, dragilor, ce decizii luăm. Aș vrea să o facem acum. Mi se pare că e acolo în colț jos. Văd un ghem ceva. A, acolo este. Acolo, că acolo mă aud și eu. Hai să o scot pe rampa de zbor, poate fugi. Rostogolim ghemul. Aici este. Pe rampa de zbor. Poate iasă să-l vedem. Să-l vedem scoasă afară. Doar eu am pus-o. Dacă nu o puneam, era bine. Iată un telefon. Să vedem dacă e un telefon important. Prof online, deci. Mă bucur. Apiluc. Doamna Lucia. Deci, o doamnă extraordinară a fost asărită în ajutorul meu și îi mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dat. Că am fost de mare ajutor cu Apilucul. Ia să vedem acum. Ia mă, hai ieși afară. Na. Mă, ieșit în mare parte afară. E și ghem acolo. Da. E în ghem. Acolo. Da, am văzut. Stai cum o agață în urmă. Da. Uite, o ține acolo? Da. De ce va face ea? Va dura? Ce forță are o albinuță? Da, o țin de aripi. Da. Ah, cred că doare. Ia să vedem dacă... Unde se duce? În țări de calde. A scăpat de ea. Știi... Acum... Ele păstrează momentul de furie. Uite, asta a fost înțepat. Cine a fi înțepat în vărmașala aceea, matca sau cine a fi înțepat, așa arată după ce e înțepat. Uh-huh. Se chircește, așa și... Când am văzut bătălia între matcă și... sau albinuțe care a sfârșit acum, că îți dă unul la unul, înceapă și matca. Deci ea, de regulă, o surată în țeapă. Uh-huh. Dar când vede câte una așa, că se de capul ieșa și rămâne și își dă seama după poate, înceapă. Și celălalt e, văd că, așa, vezi? Asta da. Așa e comportamentul.
Să riscăm? Tu ce propui? Pentru film? Și dacă iar facem? Aceea a fost neîmperecheată, dintr-un bigudiu. Dar asta care o aduc acum e împerecheată, ar trebui să, să fie bine, nu? Că ele matcă nu au și să o accepte pe asta care o aduc acum. Facem așa cum am povestit. Venim cu un făgureal care să fie dat la centrifugă. Avem aici o mașină. Păi, am condiții de făcut agricultura modernă, mașina pe culoare. Așa vedeam înainte că aduceau fânea, remorca cu fân, în care, și vitele erau pe stânga și pe dreapta, și le puneau acolo, în cap. Adopă de vară, așa ceva, deschis. Iar eu, ce vedem, zici că era părăsit, vedem că se au dărâmați, așa, folosesc la apicultură. Aici, veu și iau rame, am tot închis tot timpul. Sunt niște condiții ideale. Pe asta îmi spunea și bunica mea azi dimineață. Întreba că noi ieri când a plouat, ce am făcut? Așa. Și am zis, mamă, bunico, dar noi avem acoperit acolo, lucrăm pe soare și pe ploaie. Da, da, se întreabă, domnule, ce cauți acolo toată ziua? Se întreabă la stupine. Și când plouă, ce faci? Păi, să facem care. Uite că aici avem o ramă foarte bună de ofat, care a avut și câteva celule de puiet și cu păsturi și cu așa, și o punem acum să... Uitați așa, o punem la jur. Imediat, lângă. Acum mirosul le va chema și lângă asta o să aduc rama cu matca. Căutăm acum din înmulțitor o matcuță. Neapărat să fie împerecheată, că dacă nu e împerecheată, n-a făcut nicio treabă. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Că... Ajustăm până la ultimele două. Aici mi-am notat, dar generația de acum 2-3. Nu mai știu ce este. Să vedem aici dacă este mătcuță și dacă ouă. Încercăm la alții. Este un... Da? Ați văd că și câte două într-un loc. S-a început să o matcă, albina? Nu s-a fi prins matcă? Hai să vedem. Și vedem și niște puiet data de ecluzionare. Cercetăm și rama cealaltă. Cealaltă se vede dacă este vreo matcă. Noi am făcut mișcare acolo. Acum trebuie să găsim matca. Aici, pe partea asta. Da? Ai găsit-o? Da. Ai văzut-o, da? Da. Oh, excelent. Excelent. O, câte două, fiindcă atâta dragoste are de ouat, dar nu are săracă ce întreține activitatea ei. Înțelegi tu? Da. Și că mai fie încă un ou acolo, că doar nu fie foc. Mergem ușor să nu zboare, că mai ales astea tineri sunt capabili să se facă figura. Stau cu ochii pe ea. Ca pe butelie, dar să văd dacă... Reușesc. Până acum am reușit.
Deci nu l-a zburat, nu l-a zburat, este pe margine. Pe margine. Ai văzut-o și tu, da? Da. Foarte multe. Uite, aici, aici, aici. Unde? Aici. O zburat acum? Da, da. E tot acolo. Când o zburat? Acum o zburat, mai de vreme. Ce-a fost de plastic? Uite, mă. Hai tu, urcă. Hai că nu-ți fac nimic. Cât am dat-o așa, da, să-l da. Bag, băi, bine că ai văzut totul. Că băgam, am pățit așa, am pățit și am știut că am băgat matcă și matcă da, nu-i da, zbor. Da, și nu era. O zbor acum, o zbor așa acum. Hai de mine. Dar bine, mă, că din asta învățăm cu toții. Deci, dragilor, trebuie foarte, foarte multă grijă. Zăpăcitele astea s-ar putea să mă agăți. Deci nu a ieșit. Am făcut toată lucrarea care a trebuit. Dar cine știe dacă ne reușește până la capăt. Facem așa. Să între albinuță și... și viespi, da? Da, da, da. Fiecare se bage acu. Da. Fiecare are așa un... Nu mai vin din albinuță. Uite, da. Să vadă cum reușește, uite. Da, da, cum să reușească, că o agățat-o și zice nu, eu bag. Ai, Doamne, câte, ce luptă este acolo. Numai când ia o înțeapă, hai să o ajut, să nu lasă așa, că ia dă-i tu acum. Ai, lupta este inegală acum. Da. La cap. La cap acolo? Acum la cap vrea să o țepe. Ea e bucuroasă că stă într-o poziție. Are parte chitinoasă și de asta și nu reușește. Uite cu acu, întinde acu. Ia. Da, da, da. Așa, tot scoate, zice, acum. Asta cât de mult îl scoate. Uh-huh. Da? Îl vezi? Da, da, da. Uite, la picior. Hai, Cristi, nu eu sunt cea care ți-o trag acum. Hai, gata, s-o omor. Ia-o să plânge. O agățat. A spus că mi-o face. E stâmpit asta. Ele sunt agitate. Agitate datorită polirii pe care o aveau împotriva mărcii. Ele nu discut, nu vor. Ia să vedem pe unde o fac. Aici nu s-a umplut. Văd că se mișcă pe rama cu pe asta cu miere. Poate dă Dumnezeu să o accepte. Matca? Nu o văd. Uite-o aici. O agață de un picior așa, dar nu chiar așa furioasă. Poate o accepte. Urca pe ea. Nu-i semn bun. Mă primește. Dar faptul că... Uite, mă, nu le interesează mierea, mirosul de miere, ci... Matca. Matca. Băi, chiar nu avem treabă, mă. Nu, de acum o agață. O agață, nu? O agață. Uite, deșteaptă aceea care urca pe ea și se încolăcește așa după ea. Uite, asta e enervant. Păpura asta. Și stai să-mi scapi schinarea ei. Nu e aia care știai tu. Unde ești acum? Mie merge așa ușor. Are tactică bună, îmi place, nu fuge. Uh-huh. Și faptul că nu fuge este un lucru foarte bun.
Dacă iar fuge acum, e metal la Rakăţeava. Nici nu mai stă pe gânduri. Lingi și ia... În acest moment eu nu mai văd. Uite, uite acolo. Da? Gata. Hai să punem așa și o mai vizita-o noi. Da? Da. Poate Dumnezeu să o accepte. Doamne ajută. Am făcut acest lucru din nevoia de a face cunoscut modul de introducerea unei mărți în perechete folosind rama cu rama dată la centrifugă. Dar nu acum, că era alertată, era agitată albina, era împotriva mărcii. Da. Orice matcă, de orice fel, în perecheată sau nu, că ea tocmai fugărise pe una, aceea neîmperecheată. Eu am zis că folosind rama și folosind matca împerecheată, o să fie mai ușor de... și poate mi-o acceptă. Să sperăm că mă acceptă. Deocamdată sunt șanse, 50%, 50%. Da? Și da și ba. Așa, dar, dragilor, ați văzut așa pe direct. Haideți să ne întoarcem acum. Rama aceasta? Rama asta, să căutăm, să pornim alt nucleu. Deci, practic, am arătat acum cum formăm nuclei, cum am tot procedat în vara asta. Da? Da. Asta a fost o variantă. Dar sunt și variantele cele în care pui asta, ai botcă undeva crescută, gata de ecluzionat, botcă luată de la nivel de ou, sau matcă în bigudiu, neîmperecheată, dar în perioada optimă ca să poată să iasă la împerechere, asta e uitată, da, care am băgat-o. Era, nu știu cum de-o supraviețuit, că era singur în bigudiu, rămas fără miere, fără albine, fără nimic și-o supraviețuit. Nu știu, am mâncat faguri, probabil. O rost, ceară. De vreo săptămână am uitat-o acolo. Am uitat-o pur și simplu. Acum ne mai ducem pe aici undeva. Să vedem, cred că aici putem forma un nucleu. Văd rampa închisă aici. Și vom porni la formarea nucleului. Aici. Uite, am uitat să dau drumul la rampa de zbor. Vezi? Asta se întâmplă, că sunt multe lucrări. Am venit să formez nucleul aici și am uitat să dau drumul la rampa de zbor. Stau de o săptămână, cred că închis. Acum, când vor ieși, vor duce în lumea largă. Aici am folosit o singură ramă. Să vedem ce s-a întâmplat cu ea frumos, va ecluziona cât de curând. Albina asta i-a rămas, e foarte mult tineret, se umple de albină, că a început să ecluzioneze bine, dar nu are nicio șansă să agățe. Nu are nicio botcă, nimic, da? Da. Asta ea, îi mai venim cu o ramă lângă el. Rama asta care am venit acum și aici nu mă grăbesc să aduc matcă împerecheată. De ce nu mă grăbesc? Pentru că asta de aici știe de mirosul altei mărci. Da. Și există riscul foarte mare să o pățesc. Și cam cât timp ar trebui lăsat așa? Pe mâine seară. Ea în 6 ore realizează că nu are. Să-și piardă mirosul, să obișnuiască cu albina asta. Da. Albina adultă pleacă, adulta pleacă dincolo, și rămâne asta tânără care nu mai a ieșit și atunci de ce a, și intră în panică, asta îi spune să știi că e foarte greu, noi nu avem matcă. Da, să obișnuiesc până cu alta. Da. Cam 24 de ori, nu? Da. Și mâine facem lucrarea. Da. Merge și o botcă, mâine merge și dacă găsim, dacă nu, merge foarte bine o matcă împerecheată. Cel mai bine o matcă împerecheată. Da. Decolează imediat, adică s-a făcut de o oată, face treabă. Pe când botcă până iese la împerecher și risc până poate să nu se întoarcă, nu? Da, la împerechere. Da. Hai să vedem și aici, în partea asta. Și mâine când o punem tot așa, punem o ramă cu care a fost dată la centrifugă și pe urmă venim cu o altă împerecheată. Da. Deci la fel. La fel facem. Acum, eu aici luând rama de acolo, din acela, i-am făcut lui ea
și un tratament natural antivaroa. În ce sens? Generația de femeile de varoa care s-au aflat libere când astea au fost în a noua zi, toate sunt aici și sub capcane. Dacă au fost. Dacă n-au fost, înseamnă că nu e problema aici. Dacă aici facem un tratament, înseamnă că, de fapt, vom vedea dacă pică sau nu. De regulă, cel mai corect este să adunăm mai multe rame de acestea și să nu aducem imediat matca împerecheată, ca să ecluzioneze și acolo facem tratamentul. Și, practic, facem un tratament natural antivaroa, pentru că luând din una, două rame de acolo, de la familia aceea, și aducându-le aici, ăstora le facem, umplem stupul și numai lor le facem tratamentul. Deci, este, vezi, înmulțirea îmbinată și cu tratamentul antivaroa. Aici, din foarte multă vreme am adus ăsta, o ecluzionat toată albina, exact ca aici ar trebui să spunem. A fost stupul plin și au mai rămas astea două rame. Lor le-am făcut acest tratament. Vei vedea că nu mai avem deloc puiet căpăcit. O ecluzionat totul, da? Da. S-a deparazitat, dacă eventual a fost sub căpăcel, totul este rezolvat. Ce mă surprinde acum este că albina e liniștită și există posibilitatea să se besmeticească. Adică să înceapă să o albina. Când vei vedea că câte o albină care fuge așa și o altă agață de picior, iată, pe asta o curăță, nu știu ce, nu știu cum, asta s-ar putea să înceapă să ouă și să acordă atenții foarte multe. Știi? Și este lucru care nu vreau să se întâmple. Dacă nu plânge și vedem astfel de manifestări, e clar că ne putem aștepta la o surpriză de asta. De aceea, la asta trebuie să venim cu mătcuță. Dacă mai avem mătcuță, trebuie să venim ca să liniștim. Să nu apuce să se besmeticească. Să mai fi apărut un pui de matcă de pe undeva. Mă gândesc și eu, dar nu cred. Eu n-am l-am mai vizitat de mult după ce am făcut tratamentul, am luat rame de aici și uite că a rămas ăsta 3 și nu mai plânge, nu mai este supărat. A luat o decizie. Cred că a luat decizia asta să înceapă să o deștepte de asta care a spus, las că ne descurcăm fetelor, stați liniștite, că uite eu să știi că mă apuc. Dați-mi voi lăptișor. Și se apucă să le hrănește. Și este minune. Altele spun, nu se poate tu, că nu ai făcut și trebuie. Tu ești fecioară, n-ai fost la împerecheat, n-ai fost așa, nu știu ce, ești mică, ești ca și mine. Las că mă descurc. Iar e tot sistemul o variantă așa și cu lăptișor de matcă, nu. Unde? Nu. Eu tocmai mă gândeam acum, zic, arunc rama, că vezi matcă. Nu merge așa un trândăr cum merge matcă, așa, așa. Zic că... Da, zic, arunc rama, mă, zic, fac, m-am făcut de baftă, am zis, eu spun că asta e ne... Nu, am greșit, am văzut eu. Da. Se filmează asta și m-am făcut de baftă, ce fac acum? Iată, încă un semn care mă face să cred că alea asta bate din aripi, asta încă cu capul pe umeri. Pe urmă, s-a încercat aici o botcă, vezi? Da. Este semn că și aici iarăși lucrează o botcă, încearcă să se redreseze. Ei, haideți, dragilor, să mai căutăm o matcă. Rama aceea am pus aici, nu? Da. Bun. Mai căutăm o matcă. Am lăsat, ții minte, rama aceea care am scos-o cu, avea câte două ouă într-o celulă la mine. Am lăsat-o deoparte. O să o punem la loc. Rănitorul ăsta. Da. Rănitorul ăsta are destul... Are puietul ăsta care va ecluziona de aici. Deci este fain. Are o proaspete. El va da drumul la niște boți pe aici.
Albina de acolo se va reîntoarce aici, lăsă-mă aici să lucrez și fac el treaba lui. Să vedem ce se va întâmpla. Am și boți crescute. Dacă viu cu o botcă peste el acum, aproape de ecluzionare, am făcut o treabă bună. Așa mai poate să apară aici o mătcuță, nu? Dar trebuie să le caut. Deci ea, într-o stupină mare, se lucrează ordonat și trebuie să-ți notezi. Există caietul stupinii. Eu însă, neavând cine să facă treaba asta, lucrez așa, n-am timp, cine să mai scrie, cine să mai nu știu ce, nu știu cum. Ce țin minte? Dar uite că țin minte până într-un loc. Când e 100, 2, 3, 4, e complicat să ții minte. Iată aici o ramă. După cât albin este, trebuie să găsesc și matca. Și pe hrănitor, crescut, făgurel. Iată, dragilor, și o oat foarte bine. Deci este o matcă frumoasă aici. Da? Uite, tot făgurelul ăsta e plin cu... Da. E o oată, e căpăcită, e ca o ramă obișnuită. Rezerva și din mieri, cum spuneam ție, vezi, într-o parte rezervă din mieri. Dar nu văd masca pe el. Băi, ce am împățit, ai văzut cum o zburat, mă. Până ramă. Tu mai vorbeam, băi, să nu cumva să zboare. Să zboare, că am terminat-o. Ți-am zis că aia, una de fapt, ce mă zburat pe iarul de acolo. Și nu respiram. Zic, să stai acolo, să te poți prinde. Și ea, mai grea, nu a putut să... Așa am pățit altă dată și prin iarbă trecând și a dat drumul. Până am ajuns cu rama goală, fără matcă. Băi, și ce am mai căutat? Prin iarbă n-am mai putut găsi. Dar cum să-și dea drumul? Zic, măi, nu mă s-a întâmplat niciodată. Asta o am aici. O aveți acolo? Da. O vezi? Pe la mijlocul ramei. Îți dă albina mai deoparte. Nu chiar mijloc. Unii pe ăsta din miere. Da, gata. La mine durează un pic. Câteodată văd, mai ridic toată, mai târziu un pic. Nu vrei să ai experiența mea? Să văd, să mă faci prostii. Hai că ai albin aici, ai surioarele aici. Ai cu minte acolo. Ai pe ficile tale. Hai să punem aici fără rama cu miele. Facem experimentul ăsta? Facem. Știi de ce? Pentru că astea au mari nevoi. Încă nu s-au besmeticit. Dar au mare nevoie de matcă. Și facem experimentul și mai dur. O băgăm chiar în mijloc. Așa. Chiar în mijloc. Între albine. Între dușmanci. Cred că când îl pui așa și când deodată îi izbește mirosul ăsta de matcă, vai, ar trebui să fie nebunite. Tot atât de bine, dacă a trecut de etapa aceea de plâns, nu știu ce, zice, băi, da, dar am luat atât de 5 zile, deci caut asta aici. Da. Da, păi, hai să o strângem de gât. Scurt. Și dacă sare una, două peste ea, nu se găsește nimeni să ia apărarea. Deci eu sunt nebunit pe chestia asta, că nu se găsește cineva să ia apărarea. Nici o albină. N-ai să vezi vreodată că se duce să o tragi de picior, să o încolăcești, nu. Așa că am făcut, numai că n-am mai băgat rama cu miere, ci am băgat-o direct. În groapa cu lei acolo. Hai să vedem ce se întâmplă. Pe care față s-o fi dus? Păi astea o miros, uite, o șungalit-o. Vezi? Da. Riscul mare a fost și e mai atrohalit-o. Astea care au decis să ouă ele între ele, să facă ele așa, o face. Și mi-o omoară. În cât timp, cât de rapid o... Vezi cât stres se creează?
Beata de ea. Ce bine se simțea acolo și așa și cum... Nu merge experimentul, dragilor, da? Deci neapărat facem... Putea să meargă aici, la următoare nu merge. Da, ar fi ideal bine. Sigur că... În ce stadiu găsim pe asta? Am găsit un stadiu în care... Uite cât... Asta e dușman, că rău de tot. Uite, dar să nu cumva să mă înțepe. Că ești în stare proastă. O, Doamne! Deci asta, în stare să mă înțepe matca. Am avut așa o secvență. Deci am părțit-o, dragilor. Că nu numai cât o agățat-o, o și înțepat-o. Tâmpitelor, dar eu vă fac ceva bun și voi vă faceți surprize neplăcute de astea. Nu mai, acum n-am decât soluția bigudiu. De soluția bigudiu și pusă lateral, lăsată în timp și vedem cum... Cât stres am creat, am luat-o de aripi, ai văzut, scolăcită, cât. E și cu albin aici. Asta e. Sunt autorul bigudiului, nimeni țară nu-a folosit până la mine. Când m-a dus să iau bigudiuri și zic că, mai ales, maicii s-au dus să ia bigudiuri. Și-o zic, doamne, maicii, dacă vă puneți părul pe bigudiuri, și veni mănăstirea asta. Nu, pentru albinuții. Dar cum să le explicitați? E, mortală chestia. Dacă cum maicii s-au puneți părul pe bigudiuri. Și... Am... La început, așa, când mărceam, luam 20-30 biguiuri, dar ce... Aveți o afor, ceva, faceți o chestie, da? Am albini și pun pe biguiuri, vă luați așa, vă spun. E, acum, dragilor, facem așa. Rama asta a fost cea cu pie, a ei. Pe rama ei o punem, unde e și albina ei. O ținem la margine. Am pus-o, o să o și hrănească, că e albină de-a ei pe aici, pe împrejur. Și mâine seară, mâine îi dăm drumul. Sper să o accept. O să filmăm asta și această lucrare o să filmăm. Dacă, fiate, dacă eu făceam chestia cu rama, cu mierii, eram mai, aveam șanse mai mari. Cred eu că aveam șanse mai mari, pentru că nu se repezeau la ea deodată. Așa băgată și eu, trept în mijloc, nici măcar lateral. Bă, Ioane, că asta e, faci tu, exagerezi. Nici chiar așa. Nici chiar așa. În sfârșit. Așa am zis eu să exagerez, deși doar am păsit-o de multe ori. Că nu asta e rețeta. De-am ajuns, folosești rama aceea. Nu degeaba am ajuns la concluzia asta, pentru că mi s-au întâmplat și secrețe de astea. Când am... Am zis așa, mi s-a întâmplat când am introdus-o și am mers, dar l-am prins în etapa în care plângeau, erau nebunite. Și când o simțim mirosul, ce bucurie era pe capul lor de nu se mai putea. Acum am zis, aia, o să aia, ha, pia. Asta s-a întâmplat. Acum... Am rezolvat și cu rama, am pus-o și pe asta, am făcut așa, așa, strânge și pe ăla, cu zunărelul de acolo. Am luat marca. Trebuie să aducem undeva, dacă găsim, dacă nu își va trage el
că are de unde să-și tragă, are albine destulă, să se descurce, să învețe cu greu. Așadar, am epuizat emulțitorul ăsta, e totul, nu m-am nicio matcă neîmperecheată aici, împerecheată. Mai sunt neîmperecheate, mai sunt care își trag boci, care... O să vedea. Dacă mă apară probleme, îi mai zicem alt emulțitor. Mai mulgem și pe ăla de mărci împerecheat. Dar nu risc, de acum, vai de mine. Nici dacă îl găsesc plângând, disperat, nu mai risc. E tot pun o ramă, îi facă. Avem procentul de 100%. Haideți să ne întoarcem mai jos la terminul care asta de el, dragilor. Păi, știi, am găsit bateria așa bună, acum are vreo ține 5 ore. Da, am văzut, Păi pe 5 ore... Înainte era bine, că făceam numai 130 de minute, eu n-am ce face, nu știu, acum nu. Păi cât de treabă am eu, dar am vrut să vă arăt, dragilor, cum gândim în fața familiei acestea. Ce îi face? Deci ați văzut facurii cât de mare... Uite, vezi? Aici nu-mi place mie. Boltește. Și asta din cauza că s-a pus parafină multă și încă ceva, când acolo a fost pusă, sârma urnă a fost bine întinsă, e îngropată acum aici, vezi? Îngropată bine. Dar trebuia mai bine pe placa aceea care se pune, întinsă așa, știi, și ea. Da. Și sârma asta, dacă nu avem aici, dacă nu avem canalul ăla în care se intre fagurile, atunci sârma așa care o punem un pic, dacă e mai slabă, să fie așa. Ai înțeles? Adică nu invers ca să tragă, să îngrămădească, ci să tragă de faguri, să-l întindă pe faguri. Da? Deci tragem de ea așa un pic, ca să vină atât cât îți permite, ca să o poți lipi, dar să tragă de faguri ca să nu apară, apară faguri boltit. Am avut problema că ajungea, rama era mai îngustă, că rame de toate felurile, de atâta vreme că am... Nu sunt rame stați făcute de viorel, că viorel face un lucru, este extraordinar. Ramele lui sunt perfecte, cu canal, cu tot ce trebuie. Aceasta nu ne-am uitat la ultima. Nu ne-am uitat? Nu. Bine că mi-am amintit. Am luat rama aceea și de acolo am plecat și ne-am tot legat cu fel de probleme. Ia să vedem acum și cu asta. Bănesc că asta e bună de extras. Da, uite, trântorachii sunt la margine, sunt marginalizați. O, dar ce mulți sunt aici. Da, sunt marginalizați. Cum a spus dumneavoastră, exact. Da, sunt marginalizați. Până aici îi mai lasă, de acum urmează etapa când îi bagă jos. Uite cum a apărut unul mort, vezi? Care cum e mort, acolo jos, între. Care cum e mort, el ia de aripă și afară cu el. Când bagă nasul în celulă să mănânce, de aia coboară jos, ca să fii sigur că nu știe. Așa mai scapă. Încă sunt etapa în care sunt avertizați. Și zice, uite, nu-i retragem pe colțul ăsta, nu avem treabă și nu vă deranjăm cu nimic. Sigur? Sigur. E, da, hai să scăpăm de voi, mă, și mai bine. Da, este o ramă iarăși, dragilor, care stă în cuib. Și bună de oat. Așteaptă un nucleu cu mare nerăbdare, așteaptă așa ceva. M-am gândit la un moment dat să fac, să nu mai descăpăcesc coronița. Da, la centrifugă se rupe de aici. Greutatea coroniții dincolo și se rupe fagurile. N-avem ce face. Mai bine o descăpăcim complet și avem grijă să intervenim, să hrănim, să vedem ce facem. Că altfel e... Și asta era și o ramă viorel, model viorel, făcută de el, capse, cu sârmă de inox, cu tot ce trebuie.
casul ăsta. Acum revenim și aranjăm cuibul. Cum îl facem? Aici nu o să pun numai foi. 4 foi să pun, nu-i prea mult. 5 foi, nu. Nu, trebuie să pun maxim 3 foi și mai pun și din alea care le-am dat la centrifugă. Deci așa vom gândi cuibul ăsta. Îți arăt, o să mergem la acela care l-am făcut, l-ai făcut tu primul și am pus vreo 4 foi, că la început când ai pornit extracția, nu aveam nicio una dată la centrifugă. Da, da, am pus foi, da. Ei, să vedem ce s-a întâmplat cu foile alea, da, acum 10 zile. Băi, ce film interesant am făcut, ne-am legat dintr-una în alta. Ei, acest film, de mulți va fi folosit. Și mulțire, și cum îi trebuie și matca, da, și, da, da. Da, și cum lucrăm aici, și ce vorbim aici, și ce facem la familia asta. Trei într-unul. Da, 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 da. Filmul ăsta, foarte multe informații. De aceea Prof Online este atât de căutat și în ciuda faptului că sunt așa, cârcotași, în ciuda faptului că așa ticălos de la Bârlad mai antrenat și pe alții, totuși acum este o realitate că am putut să le fac stupina. Că acolo a fost grupul acela, nu el, el ar fi făcut, nu face nimic. Dar vedeți, dragilor, și cum care a fost de la proces. Concluzia, cum ce a vorbit, ce a spus acolo. Te minunezi. Și nu îți vine să crezi că există atâta mizerie în țara asta. Corupții peste tot, de fapt, și să mai vorbim. Corupții la un cap la acela, țara asta beată, țară cât e de bajocorită de oameni. Sigur, când ți se întâmplă așa ceva, te descurajezi și zici, băi, dar nu se poate să fie atâta mizerie. Mai este. E, acum, vezi ce am făcut. Spuneam că în momentul în care vorbim, gândim și vorbim. Da? Gândim și vorbim. Am venit, cum vă spuneam, dragi, cu rama cu puiet chiar în margine, am pus o foaie, iarăși una cu puiet, iarăși o foaie și de acum am să viu cu rame date la centrifugă. Nu știam exact cum am să procedez, nu știam câte rame o să fie necesare. Vedeți că am scos practic vreo 5 rame din asta. Deci și doar 2 îmi dau, în 33 sunt foi băgate. Așa. Aici e mai ușor. Face. Caut să-mi pun toate ramele și de cap aici. Știi, ca să nu mai vin de 7 ori. Spuneam că aici am scos ramele astea. Asta a fost așa un cat frumos. Îți dai seama că a fost... Da, da, da. Se vede că e descăpăcit, da? Sunt cat chiar foarte frumos. 2-4. Am avut 8 rame am avut. Din 9, 8 au fost pline. Asta a fost complet căpăcite. Da, 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 da. Îți dai seama de aici. Așa și pe partea asta. Deci, a fost un cat, repet, foarte, foarte frumos. Nu știu, cred că am atât trebuie să acum. Și haide să... Punem aceste două rame mai întâi.
fim atenți, dragilor, să fim acoperit. Iată cum miros, cum... Tot așa alternăm, nu punem două una lângă alta, da? Nu punem două foi sau două, chiar două rame de la centrifugă. Da. Hai, Matca, știi că am găsit-o aici, am dat-o, da. Nu suntem, n-avem emoții să spunem, băi, nu cumva să fie rămas matca dincolo și... Ce ne facem? Am orfanizat ca bietul cetățeanul la care mă suna că cea care are două familii și pe amdouăle orfanizate. Și acum sunt deja să vadă dacă le mai poate salva. Și ce poate să fac? Că nu găsești nicăieri decât la... Eu am spus, mă suni după ora 10, că așa scrie acolo. După 10 să mă suni. Dar când am văzut așa de disperat, îmi spune-mi acum, așa ce problemă ai. Așa. Cum să fac? Mi-a fost milă și am spus, exact, să stăm de vorbă, că e o situație chiar foarte grea. Așa, acum l-am încheiat. Dar să știi că acolo când am pus patru foi, acum 10 zile, că a fost sâmbătă, a fost 8 zile, nu? Că sâmbătă da, a fost. Da, sâmbătă a fost. Așa. Fiindcă au trecut atâta timp, 8-10 zile, 10 zile de acum, e alta situație aici. Deci nu mai putem merge pe modelul acela. O evolua timpul. Deci patru foi, să vedem acum cum o fi reacționat albina. Dacă l-a luat în creștere, dacă... Nu mă aștept. Una din astea, din foile astea trei care am pus aici, nu mă aștept decât la maxim una dacă o ia în creștere. Dacă o ia pe una. Cealaltă două nu. Dar numai că îi și spart cuibul. Deci nici nu puteam să le pun toate foile într-o margine. E o problemă. O să filmăm asta. Merită filmat să vedem evoluția. Da. Nu? Că... Să știm altă dată ce compuzi străi sau cum se reacționează, dar totul depinde de densitatea albinei și dacă mai este cules. Dacă mai este cules, există posibilitatea să le mai crești, dacă nu, nu. Da, iată, dragilor, deci venim cu ramele trei sferturi, le-am de la, de multe vreme, din prin 86-87 când am început eu. Stupele lungi. Am tot timpul am avut niște lucruri așa mai ieșit, mai trăsnite, să zic așa. Eram sigur în pastoral că aveam stup de 4 metri. Da, mai am doi din ei acum. Deci nu gândiți la așa ceva. Eu am luat-o și am făcut doi stupi de 4 metri pe o remorcuță după dacii. 2, 4, 6, 8, 9. Atât. Nu mai capea de aici. Și deasupra le-am pus caturi. 18 familii. Avem după dacii. Până am făcut 3 drumuri. Deci astea... așa mi-am făcut albina pentru a ajunge la vagon, așa eram recunoscut. Vine profesorul cu stupii lungi. Stupii lungi? Da, era o curiozitate. Cum e biostupul acum, erau stupii aceia. Ei, nu chiar ca... Erau aceeași tehnologie, dar zic, erau legați unul lângă altul, da. Puse, nu ridicam, nu nimic. Aveam un sistem cric, dădeam roțile deoparte, scoateam remorcuța de sub, mă duceam la alt. Alt drum, iar 18, multe, foarte multe muncă. Mierea apicultorul, pentru el mierea
e amară, chiar foarte amară. Așa, dragilor, am executat lucrarea asta, am făcut-o așa în amănunt, am discutat fel de fel de lucruri, ați văzut și alte probleme colaterale care au apărut. Ce să-ți vă spun? Îmi doresc din suflet să reușiți și voi și să îmbrățișați noua tehnologie. Marea mea bucurie este să îmbrățișați tehnologia nouă și, sigur, o veți face. Acum încă stați pe gânduri, cei care aveți resurse financiare, o puteți face de la bun început. E păcat să vă duceți, învățați nu știu ce, după care veniți pe biostup. Până la urmă, repet, toată apicultura va fi făcută pe acest model. Există rezistența la nouă care, după să vedeți pe acolo. Așadar, la revedere și pe curând. Am sărit gardul ca să vedeți că pot să-l sară încă. Ne vedem cât de curând, când o alte probleme va interveni. La revedere, dragi!